Iar acum la final avem o știre din sport. Fece Unirea Dej dispută mâine în deplasare meciul din ultima etapă a turului Ligia a treia cu Fece Maramureș Universitar Baia Mare. Prima jumătate a campionatului Ligii a treia se încheie mâine după disputarea meciurilor din cadrul etapei a 15-a din seria a 6 -a. FC Unirea Dej, în prezent pe locul 14 în clasament, va juca mâine în deplasare de la ora 13 cu ocupanta poziției a doua, FC Maramureș Universitar Baia Mare. Tot mâine, de la aceeași oră, FC Zalău, locul 5 în clasament, întâlnește în deplasare pe CS Zlatna, ocupanta poziției a 7-a, iar liderul Seso Câmpia Turzi primește vizita celor de la Gloria 2 Bistrița. În celelalte meciuri ale ultimei etape din Liga a treia, Odor Jorheu Secuiesc joacă acasă cu Gazmetan 2 Mediaș, Unirea Unghen primește vizita echipei CSM Brașov, Unirea Târlungeni joacă pe teren propriu cu Fece Cisnădie, Unirea Florești joacă în deplasare cu Avântul Reghin, iar Sănătatea Cluj va sta în această etapă.